Haideți să începem să continuăm închinarea noastră. Suntem la închinare în duminica în care sărbătorim învierea Domnului. Aș vrea să citesc Psalmul 129, care surprinde un pic. Putem să ne ridicăm în picioare? Psalmul 129 surprinde și suferința și biruința Domnului Iisus Hristos. Chiar ascultam pe cineva care zicea: când citim psalmii, să-i citim pentru ei sunt în primul rând cântările Domnului Iisus Hristos. Da, le-au cântat împărații, David, le-au cântat poporul evreu, le cântă creștinii acum, dar psalmii sunt în primul rând cântările Domnului Iisus, care El primul le cântă. Haideți să ascultăm ce cânta Domnul Iisus Hristos. Este un psalm al treptelor, în timp ce veneau evrei la închinare. Destul m-au asuprit din tinerețe, s-o spune Israel. Destul m-au asuprit din tinerețe, dar nu m-au biruit. Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea. Domnul este drept, El a tăiat funile celor răi. Să se umple de rușine și să dea înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Să fie ca iarba de pe acoperișuri care se uscă înainte de a fi smulsă. Secerătorul nu-și umple mâna cu ea. Cel ce leagă snopii nu-și încarcă brațul cu ea. Și trecătorii nu zic: binecuvântarea Domnului să fie peste voi. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Amin. Astăzi o să continuăm sărbătoarea noastră, celebrarea noastră a învierii Domnului Iisus Hristos. O să cântăm mai mult, multe cântări despre înviere, învierea, biruința care a făcut-o Domnul Iisus la cruce. Peste acest timp de rugăciune care ne stă înainte. Doamne Tată care ești în cerul, binecuvântăm numele Tău cel mare, cel sfânt, cel puternic, cel atotputernic, cel măreț. Doamne, îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, pentru puterea învierii cu care L-ai înviat. Doamne, îți mulțumim pentru că în El suntem adunați în această dimineață în locul acesta. Doamne,
Lasă ca binecuvântarea Ta să fie peste inimile noastre, peste fiecare în parte. Doamne, dorim ca Duhul Tău cel Sfânt să-și facă lucrarea de săvârșit în noi și printre noi. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru promisiunile Tale. Doamne, lasă ca și acest timp de închinare, acest timp de apropiere de Tine, Doamne, să fie binecuvântat de prezența Ta și Tu să fii proslăvit în toate. Amin. Dacă doriți să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 24 la 29. Astăzi este Duminica Tomei, la 8 zile după învierea Domnului Iisus Hristos. Ucenicii erau adunați împreună și haideți să vedem pasajul care evanghelistul ne redă la ceea ce s-a întâmplat atunci. Toma, zis geamănul, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, l-am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Ocupăm locurile. M-am gândit ce să pasați să citesc în această dimineață la timpul de acesta și inițial mi-a venit un alt pasaj din Evrei. Ajungând la biserică, mi-am dat seama că este Duminica Tomei și am schimbat pasajul. Dar ideea este despre credința. Am început timpul de școală biblică cu credința. Am văzut credința celor care au venit la Domnul Iisus Hristos. Și tot credința este și în acest pasaj. Tomei, care era unul din cei 12, a fost cu Domnul Iisus Hristos 3 ani și jumătate și a ajuns la punctul să spună, dacă nu văd, nu cred. Și Domnul Iisus Hristos, dacă întorceți la capitolul 17, se roagă pentru ei, se roagă pentru Petru, să nu-și piardă credința. Credința este cel mai important lucru. Și tot în Evrei spune și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și răsplătește pe cei ce-L caută. În ultimul verset din acest pasaj spune ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. În alte cuvinte, binecuvântați sunt cei ce n-au văzut și au crezut. Tot cei care suntem aici, nu l-am văzut pe Iisus Hristos, dar credem în jertfa Lui. Întrebare pentru dumneavoastră. Sunteți binecuvântați? Vă simțiți binecuvântați? Simțiți binecuvântările Lui Dumnezeu? Suntem și le simțim. Dar binecuvântările lui Dumnezeu sunt cele care vor veni pe urmă. Sunt promisiunile lui Dumnezeu că vom fi cu El în veșnicie. Vom fi cu El o veșnicie întreagă, o veșnicie binecuvântată. Aș dori să ne rugăm ca acea credință mântuitoare să fie cu noi în fiecare zi din viața noastră. Să nu fie o credință intelectuală, și să fie o credință mântuitoare. Și ne rugăm și pentru cei care
Au auzit mesajul de atâtea vreme și încă nu au o credință mântuitoare. Și ne rugăm ca credința mântuitoare să stăpânească și în inimile lor, ca ei să-L recunoască pe Domnul Iisus Hristos, ca și Domn și Mântuitor. Sunt două lucruri aici. Când îl recunoști pe Domnul Iisus ca Domn, El este Domn în viața ta. Și dacă este Domn în viața ta, și viața ta trebuie să fie în așa fel încât tu să-L slujești pe Domnul. Ce spune Domnul, aia să faci. Să avem grijă, noi ca și pocăiți. Trebuie să trăim cum ne spune Domnul. Să ne sfințim în fiecare zi față de Domnul. Nu putem să trăim oricum când avem un Domn așa de mare. Trebuie să trăim ca o lumină, ca o mărturie pentru cei din jurul nostru. Cei care ne văd în afară se uită la noi. Cum vorbim? Cum actăm? Cum ne îmbrăcăm? La toate lucrurile. Nu putem să fim ca lumea. Trebuie să fim ca și copiii Domnului. Să fim o mărturie. În prima închinare vom veni înaintea Domnului ca Dumnezeu să întărească credința noastră. Pentru noi, să ne sfințească, să ne sfințim tot mai mult pentru El, să fim o lumină pentru cei din jurul nostru și pentru cei care încă nu sunt mântuiți. Poate avem în familiile noastre rudenii care nu sunt mântuiți, prietenii noștri, să ne rugăm pentru ei. Ne vom ridica în picioare și cu toții, dar copiii care sunt aici pregătiți să se adreseze Domnului vor începe ei în primul rând, după aceea frații și surori din biserică. Ajuți frațele și surorile care sunt în nevoie. Te rog, Doamne, să ne ajuți să încredem în Tine. Amin. Amin. Doamne, și să mulțumim pentru ziua asta, să fii cu noi în ziua aceasta și toți frații și surorile de care niți să îi ajuți și să fii cu noi, Doamne, ne rugăm. Amin. Amen. Dear God, thank you for this day. Thank you that we come to church today. Please be with all the people who are needy and who can't come to church today. Please heal them. Please be with us so we don't sin. Please forgive us if we did. Please be with us from now on. Thank you that we could come to church today and listen to your word. Please help us to read the Bible more. Pray in Jesus' name. Amen. Amen. Church today, and thank you that you died on the cross and rose again. Amen. Amen. Thank you, Lord, for this day. Thank you for waking us up this morning, Lord, and giving us another day of life. Please bless this day and give us a good day today. Please help us have faith in you, even though we can't see. Please help us believe that you are there and you're always with us. Please help everyone that's in need of your help, and please just help us have a good rest of the day. Amen. Amin. Doamne, Tată, îți mulțumim pentru ziua aceasta, îți mulțumim pentru că suntem în casa Ta. Te rog să ne ajuți să te slăbim și să te onorăm. Amin. Amin. Tineri, and
Amin. Fraților din biserică care... Domnul meu și Dumnezeu meu, vreau să-ți mulțumesc din inimă pentru pregătirea din această săptămână ce a trecut. Doamne, ajută-mă, Tată Ceresc, să mă încred în Tine și în Tine. Și să fac voia Ta în orice clipă. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, ne închinăm Ție, pentru că Tu meriți toată închinarea. Doamne, îți mulțumim că suntem copiii Tăi, îți mulțumim pentru harul pe care îl avem, îți mulțumim pentru credința nemeritată pe care am primit-o în dar de la Tine. Ne rugăm acum, Doamne, pentru cei dragi ai noștri care nu au această credință, să le dai Tu credința să-i rogi, mă rog, pentru Mihai și pentru Sebastian și pentru Sorina, care trec prin clipe foarte grele. Amin. 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 Cu bucurie și recunoștință venim înaintea Domnului tot de cap să-ți mulțumim, Tatăl Ceresc, pentru încă un zi pe care ne-ai dat. Îți mulțumim, Doamne, pentru ziua aceasta, îți mulțumim pentru binecuvântările pe care le reverși asupra noastră. Doamne, suntem oameni întregi, avem mâini, avem picioare, Doamne, putem vorbi, putem auzi, Doamne, putem... Da. Mulțumim. Suntem atât de binecuvântați, Tatăl Ceresc. Ne dai aer, ne dai lumină, Doamne, ne dai hrană de zi de zi, avem acoperiri deasupra capului. Doamne, pentru toate noi îți mulțumim, dar mai mult decât orice, Doamne, îți mulțumim pentru mântuire, îți mulțumim pentru harul pe care l-ai pus în noi, pentru Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, îți mulțumim și îți mulțumim, Doamne, că Tu revești dragoste, Doamne, și binecuvântări asupra copiilor Tăi de pentru tine. Te rog, Doamne, binecuvintează și locașul nostru de închinăciune, binecuvintează frații, surorile, binecuvintează păstorul nostru cu dragoste și cu cuvântul Tău cel Sfânt, Doamne, să reverse asupra noastră, Doamne. Te rugăm, Tatăl Ceresc, atinge-te de toți bolnavii din poporul Tău care strigă pentru tine, Doamne, dă vindecare pentru că Tu poți, Doamne, și te rog și pentru trupul meu, Doamne, dă vindecare pentru tine și sufletul, Doamne. Îți mulțumesc pentru familiile noastre, pentru copii, pentru nepoți, Doamne, și te rog să nu lași niciunul nemântuit, Doamne. Venirea Ta este atât de aproape, venit, vedem toate semnele care sunt, Doamne. Te rog, îndură-te de toți, Doamne, ca minunul, ușa, familii Tău este deschisă. Binecuvintează poporul Tău, Israel, mesagerii cuvântului Tău de pretutinde. Binecuvintează voluntarii, Doamne, care vestesc cuvântul Tău și se ocupă de Tine, Doamne, de școala duminicală și de orice lucrare care faci spre slava și gloria Lui Tău. Pentru toate te slăvim, te lăudăm și îți mulțumim că Tu ești în control în toate. Fiți slăvită din toate, Tatălui și Duh Sfânt. Amin. Ocupăm locurile și să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare.
Continuăm să ne rugăm și în a doua parte a închinării pentru credința, întărirea credinței noastre, pentru ca tot mai mult să ajungă să fie binecuvântat de credința mântuitoare în Domnul Iisus Hristos. Ne rugăm pentru cei bolnavi. Sora Godiciu, azi dimineață, fratele Godiciu trebuia să fie în loc în această dimineață aici, dar m-a sunat că sora nu se simte bine, a venit medicul și a trebuit să stea acasă. La fel, sora Aurica Barbir nu se simte bine și ne rugăm și pentru ea. Continuăm să ne rugăm pentru ceilalți bolnavi din biserică, pentru fratele Iozi, fratele Emanuel Bejonaru. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru sora Popitan, că este aici, în mijlocul nostru. Și continuăm să ne rugăm ca să fim tot mai mulți o lumină și o mărturie pentru cei din jurul nostru. Ne ridicăm în picioare și ne grupăm, 2-3, și vom cere venire înaintea Domnului.
Haideți să încheiem acest timp de rugăciune, rostind cu toții rugăciunea Tatălui nostru. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de tot răul, căci al Tău este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Să continuăm să lăudăm pe Domnul. Slăluci-i Doi, Iisus, ia.
Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit printr-un om, tot printr-un om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt a lui Hristos. Amin, amin. Doamne, te slăvim în această nouă zi de sărbătoare și din nou declarăm că Tu ești sărbătoritul inimii noastre, că în numele învierii Tale, a jertfei de pe calvar și a biruinței, prin înviere, mulțumim că ne-ai făcut accesul disponibil și liber la Tatăl, la sala tronului ceresc, la scaunul îndurării, la izvorul harului nesecat. Slavă, glorie, cinste, mărire și laudă! Mulțumim din toată inima, Doamne, că suntem beneficiari ai jertfei Tale și ai învierii Tale. Și vrem să Te rugăm și Te rugăm și în această zi să-Ți manifesti prezența, domnia între noi, Doamne, și fie ca Duhul Tău cel Sfânt să adieze și să lucreze în inimile noastre chipul lui Hristos în toți cei mântuiți și lucrarea de mântuire în toți ceilalți. Doamne, mulțumim că vedem lumina zilei, dar mulțumim că ne-ai arătat lumina și mai măreață a învierii și a mântuirii. Te rugăm frumos să aduci o nouă intensitate a luminii Tale în sufletele noastre, ca lumina Evangheliei Tale să vedem gloria Ta, măreția lucrării Tale, frumusețea Ta, puterea Ta, să Te adorăm mai mult, Doamne, să Te admirăm mai mult și să ne consacrăm Ție mai mult. Cu absolut tot ce avem, suntem și facem. Binecuvintează poporul Tău adunat, binecuvintează pe cei care și-ar dori să fie aici și nu pot, Doamne, și sunt limitați de suferințe trupești sau de alte condiții. Atinge-Te de fiecare, Doamne, amin. Și adu-Tu vindecare, restaurare, pace, adu-Tu dezlegare și adu-Tu lucrarea de plină, de răscumpărare pe care ai făcut-o în numele lui Hristos și pe care o poți să faci în fiecare suflet. Atinge-Te de bolnavii noștri, Doamne, de pe lista de rugăciune, fă să simtă fiecare că e în rugăciunea noastră și mai ales în harul Tău. Te rugăm să lucrezi Tu ceea ce-i plăcut ție în noi și între noi și prin noi. Și a Ta să fie onoare, cinstă și slavă acum și în veci. Amin. Amin. Hristos a înviat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Suntem în duminica a doua învierii, a doua duminică în care sărbătorim învierea Domnului Iisus și a Lui să fie slava în mijlocul nostru. Ne bucurăm de harul acesta și vrem ca toată onoarea și cinstea să-i fie aduse Domnului și în închinarea noastră de duminică și în umblarea noastră de fiecare zi. Amin. Să uităm pe cei care sunteți oaspeți cu noi în dimineața aceasta. Avem doi frați de la Biserica Betania din Chicago, fratele Nelu și fratele Teofil. Fratele Nelu și fratele Teofil. Domnul să vă binecuvinteze. Ne bucurăm că sunteți cu noi. Vă dorim o experiență binecuvântată în prezența Domnului aici. Vreau să salut în mod special pe sora Mariana Popițan, care după intervenția chirurgicală pe care a avut-o, este astăzi cu biserica. Domnul să vă binecuvinteze, sora Mariana. Ne-am rugat pentru dumneavoastră. Știu că v-ați dorit și duminica trecută să fiți cu noi, dar încă după operație a fost greu și ne bucurăm să vă revedem și vă păstrăm în rugăciunea, în rugăciunile noastre. Și așa cum ne spunea fratele Valentin la rugăciune, fratele Nelu Godiciu a rămas cu sora, care nu se simte deloc bine în dimineața aceasta, de asemenea ne rugăm și pentru familia Barbirei și astăzi este ziua lui Nathan Barbir, Domnul să-l binecuvinteze pe Nathan. De astăzi este și ziua lui Timi astăzi face 7 anișori, de astăzi încolo are cei 7 ani de acasă, okay? Trebuie să demonstreze că ea are acum. Da. Sora Irina Negruț, care împreună cu fratele s-au întors în România, acum pe 2 ani, 3 ani s-au întors în România, sora a trecut la Domnul. Domnul să fie slăvit pentru mărturia care a lăsat-o în urmă, oameni credincioși care au iubit pe Domnul, au iubit casa Domnului și s-au întors acasă la copii din țară și Domnul a chemat-o acasă în slavă. Domnul să fie slăvit și în viața noastră și în moartea noastră. Amin. În holul bisericii au ajuns broșurile pentru surori, fecioarele înțelepte, costă $3, surorile sunt rugate să-și ia o broșură
de genul acesta. După amiază, întâlnirea noastră va fi de la ora 6 și vom avea pe fratele Zoli împreună cu o parte din tinerii de la Biserica Harul cu noi diseară. Duminica viitoare vine corul bisericii din Naples și Biserica Harul, și ca să le dăm timp și să ajungă și să instaleze aici, o să începem serviciul de la ora 10, duminica următoare, și ne oprim când se termină. Că după terminare va fi și o masă de părtășie, vă invităm pe toți cu drag la părtășia și la bucuria aceasta. Miercuri seara, grupul de ucenicie se adună de la 7, tinerii se adună vineri seara de la 7 și luna aceasta intrăm într-o nouă temă, din marea temă Dumnezeu face lucruri noi. În ianuarie ne-am uitat la faptul că Dumnezeu face nașterea din nou. În februarie ne-am uitat la viața nouă. În martie ne-am uitat la drumul cel nou pe care El îl face în pustie. Iar astăzi ne uităm cu ajutorul Domnului la legământul cel nou. Și după terminare serviciului vom avea, cum obișnuim în fiecare primă duminică a lunii, să avem o colectă specială, și colecta aceasta este pentru familia fratelui Emanuel Holhoș, care în urma incendiului au pierdut tot ceea ce e material, dar slavă Domnului că Domnul i-a protejat. Și vorbeam cu fratele păstor de la Hickory, ei au primit un apartament al bisericii, care biserica l-a avut acolo de o mai multă bucată de vreme, și acum ei stau la biserică, ca și Samuel. Dumnezeu le-a rânduit să aibă un loc unde stau, la casa Domnului, și unde și slujesc de altfel, și Domnul să-i binecuvinteze. Ne vom deschide inima și portmoneul și vrem să dăm o mână de ajutor, Domnul să le poartă de grijă în continuare. Amin. Mai slăvim acum pe Domnul cu cântarea aceasta de înviere și ne pregătim inimile pentru ascultarea Cuvântului Lui Dumnezeu. Cântarea aceasta este de asemenea o cântare mai veche, tradițională, imn. Zarul de pe mormânt s-a rupt. Pentru tinerii și pentru cei care am crescut în America, mai mult, zarul este pecetea cu care romanii au sigilat piatra, care nimeni n-avea voie să umble la ea, dar Dumnezeu a umblat la ea. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Mesajul acesta al învierii îl proclamăm prin cuvânt și prin cântare și speră că și printr-o viață nouă, o viață înviată. Amin? Amin.
Dar proclamăm și prin lucrarea de misiune pe care tinerii noștri vor să o facă în Moldova vara aceasta și duminica trecută, așa cum am anunțat duminica trecută, duminica viitoare o să facem din nou o strângere de fonduri și mulțumim Domnului pentru inițiativa surorilor care au pregătit o ciorbă românească de burtă care poate să fie pe masa oricăruia dintre dumneavoastră, dacă, și nu cred că are colesterol prea mult, în schimb unei donații care va merge pentru misiunea tinerilor din Moldova, o să putem avea o astfel de delicatețe românească. Și vreau să mulțumesc surorilor care au luat inițiativa asta, Domnul știu că le răsplătește și le încurajăm, le apreciem și le păstrăm în rugăciune. Amin, amin. Acum să deschidem Scriptura la Epistola către Evrei, capitolul 9, de la versetul 11, vom citi până la versetul 15. Evrei, capitolul 9, de la versetul 11 și până la versetul 15 inclusiv. Iată ce spune cuvântul Domnului aici. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însăși sângele său după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vas stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea el este mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost rânduită. Amin. Amin. Să ocupăm locurile. Acesta este, deci, cel de-al patrulea mesaj din ciclul acesta Dumnezeu face lucruri noi. Anul acesta ne uităm în fiecare primă duminică a lunii la tema asta, Dumnezeu face lucruri noi. Aceasta este umbrela mare sub care venim să studiem lucrurile noi pe care Dumnezeu le face. Nașterea din nou a fost primul lucru la care ne-a uitat în ianuarie. Viața nouă este al doilea lucru pe care l-am văzut în luna februarie. Dumnezeu croiește un drum nou prin pustie, dar e un drum al vieții într-un mediu al morții. Și aceasta este promisiunea drumului răscumpăraților pe care Dumnezeu l-a croit pentru noi care am pornit din Egiptul păcatului și mergem spre Canaanul Ceresc. Și astăzi, cu ajutorul Domnului, ne uităm la cel de-al patrulea lucru nou și anume legământul cel nou. Și în holul bisericii găsiți outline-ul acestui mesaj pe care vă încurajez să studiați apoi, dacă se poate, săptămâna aceasta. Asta este ideea cu grupurile mici, grupurile de studiu și grupurile de ucenicie, studiu, suport și slujire. În prima săptămână a lunii, dacă nu se poate în prima săptămână, bineînțeles că încurajăm și în a doua săptămână a lunii, dar la începutul lunii, când mesajul acesta e proaspăt în mintea noastră, să-l digerăm împreună, să-l analizăm împreună, să trecem prin el și el să treacă prin noi, amin? Pentru că lucrurile acestea sunt lucrurile lui Dumnezeu. Și ascultați, legământul cel nou este legământul despre care în fiecare primă duminică a lunii, când biserica vine să celebreze masa Domnului, repetăm cuvintele Domnului Iisus. Acest pahar este sângele legământului celui nou. Și știți, există pericolul ca noi să ne obișnuim cu unele expresii, cu unele concepte biblice și în obișnuința aceasta, în familiarizarea aceasta, să ajungem la ignorare și să ignorăm profunzimea lor, semnificația lor
Să ignorăm impactul lor pentru noi, pentru viața noastră. Acum, legământul, ce este legământul? În limba română, foarte frumos, poți să observi conexia între legământ, lege și legare. Legământ, lege și legare. În limba engleză nu poți să vezi conexia aceasta pe baza sonorității acestor termeni. Dar în limba română, toate acestea vin din limba latină. Pentru că noi suntem latini la rădăcina noastră și limba pe care noi o avem este o limbă latină. Și de aceea putem să vedem conexia între legământ, lege și legare. Și termenul legământ îl folosim foarte des. Dar probabil că îl folosim cel mai mult în contextul căsătoriei, la o nuntă. Se vorbește despre legământul căsătoriei. Nu este un contract. Poate cei care lucrați în lumea business-ului faceți contracte în fiecare săptămână, poate în fiecare lună. Dar legămintele nu le faceți în fiecare săptămână. Legământul este ceva sacru. Știi dacă ești în legământ sau dacă nu ești în legământ. Știi dacă ești în legământ cu o femeie, care e soția ta, sau cu un bărbat care e soțul tău, sau dacă nu ești în legământ. Lucrul acesta îl știi. Atunci cum se face că atunci când e vorba de legământul pe verticală, sunt oameni care știu, spun, dar nu știu, poate-s mântuit, poate nu-s mântuit. Ce ai spune despre cineva care nu știe dacă e în legământ sau nu? Legământul este un lucru sacru. Dumnezeu este inițiatorul legământului. Dar când ajungem la sintagma aceasta, legământul cel nou, pe care o găsim de mai multe ori în Epistola către Evrei, la ce te duce cu gândul când auzi legământul cel nou? Ce presupune legământul cel nou? Existența unui legământ vechi. Și întrebarea este, care e legământul cel vechi? Și dacă Dumnezeu a inițiat un legământ în trecut, de ce Dumnezeu vine cu alt legământ în prezent? Și nu înțelegem valoarea acestui legământ decât în comparație, nu înțelegem corect, decât în comparație cu primul legământ sau cu vechiul legământ. Și nicio altă carte din Sfânta Scriptură nu face comparația aceasta atât de mult și atât de bine și atât de clar cum face epistola, cum o face epistola către Evrei. Epistola către Evrei este întreaga ei structură construită în așa fel încât să fie o comparație. O comparație între legământul cel vechi și legământul cel nou. Între ceea ce a făcut Dumnezeu atunci și ceea ce face Dumnezeu acum. Între promisiunile acelui legământ și promisiunile acestui legământ. Așadar, ne uităm la această comparație, este o comparație de superioritate. Pentru că legământul cel nou este superior celui vechi. Dar ca să-l vezi, trebuie să lași Duhului Dumnezeu să-ți deschidă ochii, ceea ce ne rugăm ca El să facă chiar acum și să ne îndrepte privirea spre cuvântul pe care El a inspirat și de pe pagina Scripturii El să ajungă pe pagina inimii. Amin? Haideți împreună cu mine să ne uităm la paralela aceasta între cele două legăminte. La Sinai, Dumnezeu a făcut un legământ cu poporul, i-a dat nu doar legea, ci și legământul. Când Dumnezeu a dat legea, a făcut legământul. Și acum Dumnezeu, la Golgota, ne dă pe Hristos și face un alt legământ. Și ascultați, primul legământ, legământul cel vechi, este temporar. Legământul cel nou este veșnic. Legământul cel vechi a fost temporar nu pentru că Dumnezeu s-a răzgândit. Voi face un legământ, după aia, îmi pare rău că l-am făcut pe acesta, hai să mă gândesc să fac altul. Nu. A fost temporar pentru că Dumnezeu așa l-a gândit. Nu că Dumnezeu s-a răzgândit. Așa l-a gândit să fie temporar. Legământul cel vechi a fost temporar și a avut un caracter profetic. Multe lucruri în Vechiul Testament au caracter profetic. Asta înseamnă că menirea lor
se încheie când elementul pe care îl profețește se manifestă. Când ajungi de la simbol la substanță. Deci, legământul cel vechi n-a fost o încercare nereușită, care a trebuit înlocuită cu o nouă încercare care sperăm că va reuși. Legământul cel vechi a fost o umbră profetică a noului legământ pe care Dumnezeu l-a avut totdeauna în vedere. Și ascultați ce spune Evrei 9:10. Rânduielile vechiului legământ a avut un caracter temporar. Spune așa, ele sunt doar niște porunci pământești date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălări, și ascultați expresia, până la o vreme de îndreptare. Deci nu ne-au fost date pentru totdeauna acele reguli, cerințe, ritualuri, restricții, recomandări din legământul cel vechi. N-au fost date pentru totdeauna, ci au fost date până la o vreme de îndreptare. Asta a fost în mintea lui Dumnezeu. Asta a fost planul lui Dumnezeu. Legământul cel vechi era doar preludiul profetic a celui nou. Legământul cel vechi este pregătitor pentru venirea celui nou. Ascultați ce zice Evrei 8:13. Prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel dintâi este vechi. Iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire. Legământul cel vechi are o data expirării. Este perisabil. Legământul cel nou nu are o data expirării, pentru că nu este perisabil. Era nevoie de un nou legământ, dar nu numai de un nou legământ, ascultați, de un nou tip de legământ. Legământul cel nou nu este doar un nou legământ, că și legământul cel vechi a fost nou în ziua când a fost făcut. Legământul cel nou este un nou tip de legământ. Preoția, slujbele preoțești, jertfele, cortul, templul aveau un caracter temporar care se împlinește în Hristos. Hristos nu numai că aduce o nouă jertfă, Hristos aduce un nou tip de jertfă. Hristos nu numai că este un nou preot, Hristos este un nou tip de preot. Hristos nu numai că încheie un nou legământ, Hristos încheie un nou tip de legământ. Preoția vechiului legământ a fost temporară, iar preoția lui Hristos este veșnică. Observați cum este descrisă schimbarea aceasta a preoției și a legii în Evrei 7:11-12. Dar dacă desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, căci prin preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aaron? Observați, nu este doar schimbarea, este un alt preot, ci este un alt tip de preot. Nu-i tipul aronic, nu-i tipul levitic, ci-i tipul lui Melchisedec. Este un alt tip de preot. De ce? Pentru că odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. Preoția a avut un caracter temporar. Legea a avut un caracter temporar. Și ascultați, verbul a schimba e cheia și este un verb mai puternic decât a schimba, care indică lucrul acesta. Verbul a desfința. Și acest verb e prezent în Evrei 7:18. Astfel, pe de o parte, se desfințează. Aici o poruncă de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei ei, căci legea n-a făcut nimic de săvârșit și pe de altă se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Prin chiar faptul acesta el s-a făcut chezașul sau garantorul a ce? A unui legământ mai bun. Noi suntem în legământul acesta mai bun.
În Hristos, toți cei ce au pe Hristos sunt incluși în acest legământ, sunt adoptați, sunt legați în legământ de Iisus Hristos. Și ascultați, nu e vorba de legământul în apa botezului. Am auzit expresia asta, nu vă pot spune de câte ori. Nu o găsești nicăieri în Biblie. Nu există legământ în apa botezului. Legământul nu e în apă, legământul e în sânge. Dar apa botezului are rolul ei, să mărturisească moartea și învierea împreună cu Hristos. Dar ceea ce oferă garanție este sângele noului legământ. Legământul cel nou este veșnic, nu e perisabil. Hristos este apogeul revelației. Dacă vă zice cineva, dar de unde știm noi că legământul acesta nou nu va fi înlocuit cu unul și mai bun? Știți de ce? Pentru că Hristos e apogeul revelației. După Hristos nu poate veni unul mai mare să facă un alt legământ mai bun. Dumnezeu a vorbit în vechime părinților noștri multe feluri, multe chipuri. Dumnezeu a făcut un legământ în vechime. Dar acum Hristos e apogeul revelației, nu există nimeni superior lui Hristos, de aceea nu există niciun alt legământ superior legământului făcut de Hristos. Dacă legământul cu soțul, cu soția este sacru, cu cât mai mult legământul cu Hristos este sacru. Dar legământul cu soțul și cu soția expiră în data când unul moare. Legământul cu Hristos nu expiră niciodată, nu e perisabil, nu are data expirării, nu este vremelnic, nu este trecător, nu este temporar, ci este veșnic, slăvit să fie Domnul. Acum unii soți și soții se înțeleg așa de bine că zic, noi am vrea să fim căsătoriți și în cer, dar nu se poate, dar măcar să rămânem prieteni. Nu? Sper că așa de bine vă înțelegeți cu soții și soția încât să zicem, hey, we'll be best buddies there. Nu putem fi căsătoriți ca pe pământ, dar o să fim la fel de apropiați. Așa să ne ajute Domnul, să avem căsnicii în care să ne bucurăm de harul lui Dumnezeu, pentru că legământul cu soțul și cu soția trebuie să fie o reflecție, o oglindire a legământului cu Iisus Hristos. De aceea, capul, bărbatul ca și cap trebuie să fie o imagine a lui Hristos. Supunerea soției în respect trebuie să fie o imagine a bisericii. Aceasta e dinamica sănătoasă și biblică rânduită de Dumnezeu din familiile care sunt sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar legământul cu Hristos este infinit mai important, infinit mai prețios și mai valoros. Deci primul lucru pe care l-am văzut este că legământul cel vechi e temporar, legământul cel nou este veșnic. Al doilea lucru este că legământul cel vechi a necesitat sânge de animale, pe când legământul cel nou este prin sângele Domnului Iisus. Acest pahar este sângele legământului celui nou, e sângele lui Hristos. Acum, în vechime, în antichitate, dacă citești istoria, vei vedea că legămintele între oameni erau legăminte, de exemplu, între regi. Între regi care puteau să fie de același statut. Erau uneori legăminte de vasalitate. Erau regi puternici sau împărați care făceau legământ cu un rege mai mic, mai dependent. Și acesta promitea supunere regelui mare. În general, legămintele presupuneau jertfe. Știți de ce se aduceau jertfe? Pentru că spuneau așa, atât de serioasă e treaba asta, e o chestiune de viață și de moarte și o pecetuim cu sânge. Și a pecetuit cu sânge de animale. De acum, când e vorba de legământul cu Dumnezeu, cu atât mai mult este nevoie de sânge, când o parte din legământ este Dumnezeu cel Sfânt, iar cealaltă parte din legământ este omul păcătos, este nevoie de sânge. Pentru că Dumnezeu este sfânt și a decretat că plata păcatului să fie moartea, el nu poate intra în legământ cu păcătosul decât dacă pedepsește păcatul cu moartea. Și de fiecare dată când păcătosul venea în prezența lui Dumnezeu, trebuia să vină cu sânge, adică cu o moarte. Și în harul său, Dumnezeu, în înțelepciunea lui eternă, accepta moartea înlocuitoare, care îl înlocuia pe păcătos cu moartea jertfei.
ca imagine profetică a lui Hristos. Natura sfântă a lui Dumnezeu impune condiția aceasta indispensabilă pentru a intra în legământ cu El. Este nevoie de sânge, pentru că păcatul trebuie pedepsit cu moartea. De fiecare dată când păcătosul venea cu jertfa, păcatul era pedepsit cu moartea jertfei. Și justiția lui Dumnezeu era satisfăcută. Calea era deschisă. Dar sângele legământului celui vechi a fost acesta. Exod 24, când Dumnezeu dă la Sinai legea, spune: Moise a scris toate cuvintele Domnului, apoi s-a sculat dis de dimineață, a zidit un altar la poalele muntelui Sinai. La muntele Sinai a fost nevoie de un altar. Și a ridicat 12 pietre pentru cele 12 seminții ale lui Israel. A trimis niște tineri dintre copiii lui Israel să aducă Domnului arderi de tot și să junghie tauri ca jertfe de mulțumire. Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în strachin, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ce e cartea legământului? E cartea legii. Legea și legământul. Ei au zis, ce au zis ei? Vom face tot ce a zis Domnul. Și ascultați, Moise a luat sângele și a stropit poporul. Unde a fost sângele? A fost pe altar, la Domnul, și a fost pe popor. Și prin sânge s-a făcut conexia. A stropit poporul zicând: iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Sângele legământului celui vechi a fost sânge de tauri și de animale. Dar fără sângele acesta nu se putea face legământul cel vechi. În sânge s-a întâlnit sfințenia lui Dumnezeu cu păcătosul și a lovit jertfa în locul păcătosului. Dar legământul cel nou este superior, pentru că sângele pe care, pe baza căruia este încheiat, este superior. Acesta e sângele meu, spune Domnul Iisus, sângele legământul celui nou. Legământul funcționează pe baza unui sistem sacrificial foarte complex, cu preoți care aduceau jertfe în mod continuu și fără de care relația cu Dumnezeu nu putea să existe. Dar acum, Hristos este, care e diferența? Hristos este atât marele preot care aduce jertfa, și numai marele preot intra în Sfânta Sfintelor cu sângele, fără sânge nu putea să intre. În nou legământ, Hristos e marele preot care aduce jertfa, dar e și jertfa care se aduce. De ce e semnificativ lucrul acesta? Hristos e și marele preot care aduce jertfa și jertfa care se aduce. Știți de ce e semnificativ lucrul acesta? Pentru că Iisus Hristos n-a intrat în Sfânta Sfintelor de pe pământ. În Sfânta Sfintelor de pe pământ intrau oameni imperfecți cu jertfe imperfecte. Unde a intrat Hristos? În Sfânta Sfântelor din ceruri. Cine poate să intre acolo? Numai un preot perfect cu o jertfă perfectă. Și acum ascultați. Dacă Hristos n-ar fi fost și preot și jertfă, dacă ar fi fost doar preot perfect, el trebuia să aducă pe altcineva ca jertfă perfectă. Dacă Hristos n-ar fi fost preot, ci numai jertfă, atunci ar fi fost nevoie de altcineva să-l aducă pe Hristos în Sfânta Sfintelor. Și aveam nevoie de doi mântuitori. Unul să fie preot perfect și Hristos jertfă perfectă, sau Hristos să fie preot perfect și altcineva să fie jertfă perfectă și să intre pentru noi în Sfânta Sfintelor din ceruri. Și aveam nevoie de doi. Dar pentru că Iisus Hristos este și preot și jertfă, El e unicul mântuitor. Și poate să fie și preot și jertfă pentru că a biruit moartea. Și ne-a reprezentat în Sfânta Sfintelor și dovada că El a intrat în Sfânta Sfintelor din ceruri cu sângele Său. Și că Dumnezeu Tatăl și justiția divină a acceptat sângele lui Hristos a fost faptul că perdeaua din Sfânta Sfintelor din templu de pe pământ s-a rupt de sus până jos, nu de mână omenească. Că n-a fost ruptă de jos în sus, ci a fost ruptă de sus în jos, adică a fost ruptă de acolo din cer. Dumnezeu arăta în replica terestră
ce se întâmplă în realitatea cerească. Că templul era replica terestră a realității cerești. De aceea spune și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, când, ci s-a a făcut lucrul acesta odată pentru totdeauna, când s-a adus jertfă pe sine însuși. El ne spune lucrul acesta în Ioan 10, nimeni nu-mi ia viața, eu mi-o dau. Eu am putere să o dau și să o iau iarăși. Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu-i făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însăși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. El nu are nevoie de cineva să-l aducă, și el nu are nevoie de o jertfă pe care să o aducă, pentru că el e și una și alta. El e și marele preot desăvârșit și el e și jertfa desăvârșită, de aceea poate să intre în templul desăvârșit. De aceea el nu este victimă. El nu este victimă, ci s-a adus pe sine însuși. Asta e diferența între vechiul legământ și noul legământ. Al treilea lucru pe care îl observăm este că vechiul legământ era imperfect. Legământul cel nou este perfect. Legământul cel nou este desăvârșit pentru că Hristos este desăvârșit. Iată ce spune Evrei 9:25-26. Pentru că nu erau jertfele desăvârșite și legământul desăvârșit, jertfele trebuiau repetate. În fiecare an se repetau aceleași jertfe. De ce? Dacă erau desăvârșite într-un an, nu mai trebuia să le aduci. Dar tocmai faptul că erau inadecvate necesita repetarea lor. Și spune, și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca mare preot, care intra în fiecare an în locul preasfânt cu sânge, care nu era lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, el s-a arătat cum? O singură dată, o singură dată. Și pentru că erau jertfe nedesăvârșite, nu puteau oferi desăvârșirea. Evrei 9:8-9 spune așa, Duhul Sfânt arăta pe vremea vechiului legământ că drumul în locul preasfânt nu era încă cum? Deschis. Dumnezeu e dincolo de cortină. Tu ești dincolo de cortină și de cortina asta nu se trece, că pe ea erau heruvini cu săbii învăpeiate. Ai fost exclus, exilat din Eden și Dumnezeu a pus gardieni angelici la intrarea și la accesul la pomul vieții. Nu mai ai acces la pomul vieții. Nu mai ai. Tu, viața e acolo, tu ești aici. Viața e cu Dumnezeu, tu ești în moarte și n-ai acces la ea. Drumul acesta la locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul din tâi. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc jertfe, daruri și jertfe, care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșire. Păi dacă jertfele nu sunt desăvârșite, nici cel care le aduce, păcătosul, nu poate deveni desăvârșit. De aceea trebuiesc repetate. Evrei 10:1. În adevăr, legea are umbra lucrurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate. Este impotentă prin aceleași jertfe să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Nu poate. Jertfele nu pot. Marele preot nu poate nici pe el să se facă desăvârșit, dar minte pe alții. Legea nu poate. Tot sistemul acesta este limitat, nu doar în timp, ci și în potențial. Această limitare o scoate mereu în evidență Scriptura. Evrei 10:14 spune așa, orice preot face slujbă în fiecare zi și aduce de mai multe ori aceleași jertfe, care niciodată nu pot șterge păcatele.
El dimpotrivă, Hristos dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu, căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Deci, legământul cel vechi nu era desăvârșit și nici nu putea oferi desăvârșirea. Pe când legământul cel nou este desăvârșit și oferă desăvârșirea. De aceea și Hristos, când a spus ultimele cuvinte ale cuvântului întrupat, a fost ultimul cuvânt, tetelestai, ceea ce noi în român avem s-a isprăvit. În acel tetelestai, s-a isprăvit, Hristos a spus, s-a terminat, datoria este achitată, vinovăția este înlăturată, sentința este executată, tu ești acum grațiat, datoria înaintea lui Dumnezeu este plătită, de aceea El poate să facă desăvârșiți pe cei pe care nimeni și nimic nu-i putea face desăvârșiți. Și acum avem intrare în prezența lui Dumnezeu, spune, nădejdea care ne este pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde, unde pătrunde? Dincolo de părdeaua dinăuntru a templului. Și această desăvârșire este afirmată și în Evrei 7,25. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Deci, mântuirea aceasta este desăvârșită. Răscumpărarea aceasta este veșnică. A intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele Lui, după ce a căpătat ce o răscumpărare veșnică. Răscumpărarea e veșnică, moștenirea cum e? Am fost chemați să capete veșnica moștenire. Și ultimul lucru, uitându-ne la această paralelă între vechiul legământ și noul legământ, legământul cel vechi avea legea scrisă pe table de piatră. Legământul cel nou are legea scrisă în inimă. Cei care erau în legământul cel vechi aveau legea în afară. O puteau să o aibă în mână. Puteau să o aibă în fața ochilor. Dar cei care sunt parte din nou în legământ au legea acum în inimă. De fapt, Dumnezeu asta a avut în plan și a spus încă de pe vremea lui Moise. Dumnezeu a făcut această promisiune că El va scrie în inimă legea sa. Spune Deuteronom 30:6. Domnul Dumnezeul tău îți va tăia inima împrejur. Inima ta și a seminții tale. O să o taie Dumnezeu împrejur. Și vezi iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima și din tot sufletul tău ca să trăiești. Și apoi, știți când cel mai clar Dumnezeu arată promisiunea noului legământ? Ieremia 31:31-33. Pe vremea când oamenii arătau falimentele lor, cel mai clar, pe vremea lui Ieremia, Dumnezeu a atins mânia Lui împotriva poporului Său la apogeu. I-a dat pe mâna inamicilor lor. A dat și templul pe mâna inamicilor să fie nimicit și șters de pe fața pământului. Și Dumnezeu în vremea aceea, în harul Său, face promisiunea aceasta. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-a apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi lua legea mea, voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie pe inimile lor și eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Mereu când Dumnezeu repetă această promisiune, vorbește despre faptul că Dumnezeu mută legea din afară înăuntru. Și de la un popor la o promisiune globală, la orice popor, la orice om care crede în Hristos. Voi încheia un legământ veșnic, Ieremia 32:40, că nu mă voi întoarce de la ei, ci le voi face bine, le voi pune în inimă frica de mine, ca să nu se depărteze de mine. Asta e siguranța. Ce face Dumnezeu în noi, siguranța noului legământ.
Dumnezeu ne asigură de credincioșia Lui că ne schimbă inima ca să dorim ce dorește El. Legământul are de a face cu inima, de aceea este un legământ al dragostei. Garanția nu e în ambiția omului, ci este în harul lui Dumnezeu care operează la nivelul inimii. Asta e diferența esențială între Vechiul și Noul Testament. Harul lui Dumnezeu care prin Hristos operează la nivelul inimii, acel har care prin Hristos a operat în Sfânta Sfintelor din ceruri, în cel mai înalt loc, operează și în cel mai adânc loc. Și acum în Evrei 9, de la 16, spune: în adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc și moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. De aceea și legământul n-a fost sfințit fără sânge. Și în adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile legii, a luat sânge de vițel și de țap, cu apă, lână, stacojie și isop, a strupit cartea și norodul și a zis: acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. De asemenea, a strupit cu sânge și cortul și toate vasele pentru slujbă. Acum, ce observăm aici? Că legământul este pus la egal cu testamentul. Ce spune el aici? Testamentul intră în vigoare numai în momentul în care are loc moartea celui ce l-a făcut. Este legământ sau testament? E unul și același lucru. De fapt, Biblia are cele două testamente, ar putea să spui cele două legăminte. Vechiul Testament e Vechiul Legământ, Noul Testament e Noul Legământ. Și acum, de ce este nevoie de jertfă de sânge? Din același motiv pentru care e nevoie de moartea celui care a făcut legământul, testamentul. Jertfa de sânge este nevoie pentru că plata păcatului e moartea, dar moartea celui care a făcut testamentul este necesară ca beneficiarii testamentului să intre în posesiunea beneficiilor. Dacă nu moare cel ce a făcut testamentul, poate să fie orice pe testamentul ăla, nu intri în posesiunea lor. Și acum gândiți-vă, Domnul Iisus Hristos, poate că o zi înainte de moarte a spus așa: dacă grăuntele de grâu nu moare, ce se întâmplă cu el? Rămâne singur. Dar dacă moare, ce se întâmplă? Aduce multă roadă. Și acum gândiți-vă la imaginea asta. În bobul de grâu există un cod genetic, zic specialiștii, dar teologii spun altfel. Noi am putea să spunem, acel cod genetic care scrie ce este în bobul de grâu, ce este acolo? Toate proprietățile lui sunt acolo. El nu are altă avere. Toată averea lui e în el. Cum am putea face să transferăm averea aceasta urmașilor bobului de grâu? Păi printr-un singur mod, ca el să moară. Când moare grăuntele de grâu, averea lui este transferată urmașilor lui. Dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur, cu tot ce are el în el. Aia cu averea lui e a lui, nu o dă nimănui. Dar dacă moare, toate posesiunile pe care le are în el, averea lui este transferată celor care primesc viață din el. Acum, în Hristos sunt toate comorile dumnezeirii. În Hristos e slava, în Hristos e neprihănirea de Dumnezeu și în Hristos e viața veșnică. Dacă nu moare, toate sunt numai lui și nu le de la nimeni. Dar dacă Hristos moare, neprihănirea aia de Dumnezeu o dă celor care primesc viață din el. Dacă Hristos moare, viața aia eternă care este în el, o dă celor care primesc viață din el. Toate beneficiile lui Hristos sunt împărtășite cu cei care sunt parte din legământul acesta prin moartea lui Iisus Hristos. Noi devenim beneficiari
ai acestor promisiuni ale lui Dumnezeu. ADN-ul lui Hristos este transferat în inima celor care sunt născuți de Duhul lui Dumnezeu. De aceea noua natură nu o să te lase să te complaci în păcat, chiar dacă cazi în păcat. Asta e promisiunea noului legământ. Că nu o să ieși de acolo, că nu vrei să ieși de acolo. Te poate înșela satana, da. Dar noul legământ, tu ai o natură nouă. Ție ți s-a dat ceva din Hristos care nu poate rămâne acolo. Te sufoci, te asfixiezi, vei striga după îndurarea lui Dumnezeu, cum a strigat David în Psalmul 32 și vei veni la pocăință. În noul legământ noi suntem făcuți moștenitori a ceea ce are Hristos în sine. Neprihănirea de Dumnezeu ne-a făcut părtași firii dumnezeiești. Viață din Hristos, neprihănire din Hristos și dragostea cu care Dumnezeu ne iubește în Hristos. Toate le primim în noul legământ, slăvit să fie numele Său. Haideți să ne ridicăm și să ne apropiem de sărbătoarea aceasta noului legământ pe care Hristos ne-a lăsat-o și a imortalizat-o în această practică pe care a lăsat-o urmașilor Săi când le-a spus să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea. Asta este o poruncă, să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea, să comemorați, să celebrați, să continuați să aveți în atenția voastră grandoarea acestui legământ împreună cu toate promisiunile pe care El le implică. Și noi citim de obicei episodul acesta descris de Matei de la 26, Matei 26 de la versetul 26, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul Meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când voi bea cu voi nou, în împărăția Tatălui Meu. Amin. Avem și noi aici pâinea și frângerea ei, frângerea ei reprezintă frângerea lui Iisus Hristos. Această frângere pe care Domnul a ilustrat-o pentru prima dată în seara aceea, haideți să mulțumim și noi pentru ea și fratele Mike ne conduce în rugăciunea aceasta de mulțumire. Mulțumim, Doamne, pentru că putem să la masă ta și ne aducem aminte, Doamne, de lucrarea care te-a făcut-o. Să mulțumim pentru trupul Tău frânt, Doamne, și pentru legământul nou care îl avem. Te rugăm, Doamne, să o binecuvintezi, Doamne, și amin. Să mulțumim că avem în deștea că vom fi cu tine și vom sta la masă, Doamne. Amin. Amin, amin. Ocupăm locurile și ne învață Sfânta Scriptură să avem o atitudine cu totul, cu totul special de cercetare. Noi trebuie să ne autocercetăm de fiecare dată când trecem pragul casei Domnului. Și în timpul cântării, și în timpul rugăciunii, și în timpul predicii, dar la masa Domnului. Este un timp de reflexie specială, de introspecție, în care să ne uităm la noi înșine și să aducem înainte Domnului tot ceea ce nu aparține lui Hristos, să spunem, Doamne, așa cum spune cântarea, aș vrea în mine tot ce e vechi să moară și Hristos să trăiască. Amin? Cu această atitudine venim în cercetare înaintea Domnului.
Domnul Iisus a spus, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, luați mâncați. Domnul Iisus a luat și paharul cu rodul viței și a spus, acest pahar este sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Ne cheamă Domnul să mulțumim lui Dumnezeu pentru el. De ce? Pentru că e darul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat pe Fiul Său și Dumnezeu ne-a dat ce este în Fiul Său. Că în Fiul Său este neprihănirea, Dumnezeu ne-a dat neprihănirea. Dacă în Fiul Său este viață veșnică, Dumnezeu ne dă viață veșnică. Când mulțumim pentru pahar, pentru asta mulțumim. Și haideți să mulțumim și fratele Dani ne conduce în rugăciunea asta de mulțumire. Te lăudăm, Tatăl nostru, și îți mulțumim pentru că putem, Doamne, împreună să sărbătorim din nou, să ne amintim de jertfa Domnului Iisus, de prețul suprem, de sângele care a curs pentru noi, pentru iertarea păcatelor noastre. Doamne, El a fost perfect, s-a dat pentru noi și îți mulțumim, Tată, pentru asta. Ajută-ne în fiecare zi să nu uităm lucrul ăsta, să-l aplicăm și să-l trăim în viața noastră. Sfințește acest rod al viței în această dimineață și, Doamne, viața noastră să fie totdeauna plăcută Ție, prin puterea Domnului Iisus și numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin. Amin, amin. Ocupăm locurile și în aceeași atitudine de reverență să lăudăm pe Domnul. Și cu cântul nostru în închinare, în timp ce se distribuie paharele.
Haideți să ne ridicăm. Când Domnul Iisus își dă trupul, trupul era doar recipientul fizic a comorii spirituale. Când își dă trupul, El nu dă doar recipientul, El dă conținutul, El dă comoara spirituală dinăuntru. Neprihănirea de Dumnezeu și viața fără sfârșit. Acesta este sângele meu, a spus Domnul Iisus, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, beți toți din el. Doamne, din nou, cuvintele noastre sunt sărace, înțelepciunea noastră e limitată, imaginația noastră este șubredă. Când e vorba de grandoarea îndurării tale, de minunăția jertfei lui Hristos, de comoara pe care ne-o dai în nou legământ. Și pentru asta, Doamne, noi suntem etern recunoscători. Și ajută-ne să-ți exprimăm și să-ți arătăm recunoștința aceasta, delectându-ne în legea ta, care acum este pe inima celor regenerați de tine. Doamne, nu e o povară pe care cu resemnare o acceptăm, ci o delectare pe care cu o bucurie o celebrăm. Și ajută-ne să trăim în legea ta cu bucurie. Delectarea ta să fie delectarea noastră, Doamne. Și ceea ce iubești Tu să fie ceea ce și noi iubim, Doamne. Te rog frumos, fă ca întreaga noastră viață să reflecte faptul că aparținem Ție în nou legământ și că cinstim acest legământ cu mintea, inima, sufletul, duhul, trupul, ceea ce căutăm, ceea ce dorim și ceea ce lucrăm. Binecuvintează pe toți care sunt legământ cu credincioșie față de Tine, Doamne, cu spirit de veghere, cu spirit de dedicare și consacrare continuă. Iar pe cei pe care prin Duhul Sfânt, Doamne, i-ai cercetat astăzi și le-ai arătat că ei nu aparțin Ție, te rog frumos, fă-i să-și dorească să vină în legământul cu Hristos, să tânjească după această comoară inestimabilă, mai prețioasă decât orice în universul acesta. Și nu le da liniște și pace, Doamne, înstăinați de Tine, orice ar avea în lumea aceasta, decât atunci când vin cu pocăință și credință la Mântuitorul. Și Te rugăm acum, Doamne, ca harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri, prezența, părtășia, pacea și prin Tatăl Duhului Sfânt să fie să rămână cu noi acum și în veci. Amin, amin. În timpul acestei cântări ne închinăm Domnului cu darul de bunăvoie. Avem opțiunea să o facem și online. Din nou, colecta aceasta e dedicată familiei care a trecut prin tragedia incendiului de acum câteva săptămâni din Hickory. Este o cântare care nu prea s-a cântat la noi, dar aș vrea să o folosim ca și cântarea de despărțire. Invităm cu toți să veniți împreună cu noi și după amiază de la ora 6 și
Cu pacea Domnului, adunarea e liberă, Domnul să vă binecuvinteze pe toți.